Comisia pentru situații excepționale a decis astăzi prelungirea stării de urgență cu încă 60 de zile. În zilele următoare, Ministerul de Interne va redacta un proiect de hotărâre în acest sens, care va fi transmis Guvernului pentru examinare și aprobare. Starea de urgență din Republica Moldova poate fi prelungită cu încă 60 de zile potrivit deciziei de astăzi a Comisiei pentru situații excepționale, după ce procedurile relevante vor fi finalizate și Guvernul va aproba această decizie. Parlamentul va trebui să ia decizia finală. În cadrul ședinței de astăzi, CSE a decis alocarea 200 de milioane de lei agenților economici pentru compensarea facturilor la energie electrică. Tot astăzi a fost decisă și plata compensațiilor pentru gazele naturale consumate de întreprinderi. Ministrul Economiei Dumitru Alaiba a declarat că agenții economici vor beneficia de compensații pentru primii 500 de metri cubi de gaze naturale consumați, urmând să plătească câte 12 lei pentru fiecare metru cub. Întreprinderile care consumă mai mult gaz natural, cum ar fi brutăriile, vor primi și mai mult. Suma alocată se ridică la 230 de milioane de lei. Menționăm că astăzi dimineață șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban, a anunțat pe pagina sa de socializare costul preliminar al achiziției de gaze pentru Moldova în luna februarie. Acesta va constitui 1054 de dolari, iar întregul volum de gaze de la furnizorul rus, a reamintit el, va fi utilizat pentru necesitățile Tiraspol Transgaz, inclusiv pentru producerea de energie electrică pentru malul drept al Moldovei. Cotațiilor bursiere, chiar și după majorarea cu 10,5%, astăzi prețul gazului a fost de doar 693 de dolari pe 1000 de metri cubi. Amintim că Parlamentul Republicii Moldova a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul țării pentru 60 de zile, începând cu 24 februarie 2022. Decizia a fost luată la propunerea Guvernului pe baza situației din regiune pentru a asigura securitatea națională. Anul trecut, starea de urgență a fost prelungită de 5 ori, astfel țara noastră se va afla în stare de urgență mai mult de un an. Premierul Natalia Gavrilița a declarat că necesitatea prelungirii stării de urgență este determinată de riscurile și amenințările, continuă el, la adresa securității naționale și de necesitatea asigurării Republicii Moldova cu resurse energetice în sezonul rece.